60.000 de locuitori din Drobeta, Turnul Severin riscă să rămână fără căldură la iarnă. Și asta din cauza unei datorii de 5 milioane de lei pe care administrația nu a reușit să o achite către centrala de termoficare. Am fi pregătiți în jur de 15 octombrie să facem primele probe. Mai e această problemă cu banii. Sperăm că vom găsi înțelegere la guvern. Suntem în discuții avansate. Așteptăm în perioada imediat următoare un răspuns, a declarat la un post de televiziune primarul Marius Creciu. Dacă anii trecuți căldura a venit târziu în noiembrie, anul acesta severinenii riscă să rămână fără agent termic pe toată perioada iernii. 33.000 de apartamente, școli, spitale și instituții publice ar putea fi afectate. Termocentrala care ar putea încălzi orașul este deja închiriată, însă primăria a rămas fără bani de combustibil. Banii ar trebui recuperați de la cei care nu și-au plătit agentul termic anii trecuți, însă procesul este unul de lungă durată.